Ne mergem mai departe, pentru că acum intră în platou, după ce au acceptat cu greu provocarea noastră, unul dintre cele mai haioase cupluri din showbizul nostru, Anisia și Serghei! Hello, Anisia! Salut, Serghei! Salutare! Salut, mi-ai zis de ce ți-ai trecut numele Serghei? Că pe tine buletinul te cheamă Serghei. Nu. Tu ești Florin. Da. Ești Florin, de la Roman. Exact. Păi și de ce te cheamă Serghei? Eu poreclă și mi-au rămas poreclă. Păi ce poreclă asta, Serghei? De la ce? Zic când s-a întâmplat. De la prieteni. Adică? Că el îi arată mai a Serghei, mai a rus. Da, mai... Adică eu vorbesc cu românește. Asta e mai, tu de unde știi? Și el nu înțelege și ce știi, rus? Dar stai un pic, poate omul avea porecla înainte să te cunoască pe tine. Păi eu aveam înainte. Da. Păi și atunci de ce spui tu exact? A, da, corect. Eu vorbesc tot timpul. Poate chiar nu e povestea asta lui. De exact. Da. Care-i povestea ta, cum zice. Serghei? Exact, ok. Ți-a zis la mulți ani azi? Chiar mi-ai zis la mulți ani, de ce? Pe ziua internațională a bărbatului, unele țări au liber. La mulți ani! Uite, Lora, prietena noastră Ciucă de la Vorbește Lumea, Lora ne-a dat mesaj, ne-a spus la mulți ani tuturor bărbaților. Mama, prietenul nostru Vlad Manolache de la Trupa Zero ne-a dat mesaj și ne-a zis, doamna Rodica, la mulți ani tuturor bărbaților. Adică, uite, sunt oameni care se gândesc efectiv. La mulți ani, Măruță, la mulți ani tuturor bărbaților din șa ta. Eu știam că e pe... Nu. Nu? Aia pe 9 mai e confuzie. Da, cu, 9 da? Martie. 9 martie, așa, așa. La mulți ani și, na, ce să zic, să sărbătoriți azi, n-am știut. N-am, păi da, vă rog frumos, doamnelor, domnișoarelor, dacă vă uitați la emisiune, surprindeți-i pe soți, pe iubiți, pe parteneri, cu un simplu mesaj la mulți ani, bărbate, pentru că azi e ziua bărbaților. Și cu un cadouaș, de ce nu? Și cu un cadouaș, exact. Acum sunt polițiștii care împart trandafiri în trafic bărbaților, ca să... Da, adică a fost bună asta, băi, Serghei. Dar am venit și eu cu un motiv, adică... Exact, nu, că de 8 martie polițiștii observi în intersecții, dau mărțișoare femeilor de ziua lor. Păi asta. Astăzi se dea bărbaților. Sau măcar o beri fără alcool sau ceva. Exact, exact. Uite, vezi idei bune, idei bune. Da, măi, Serghei, da, Serghei. Da, Serghei, da, da. Deci stai să afli și tu de ce îl cheamă Serghei, că poate poate să zic. Eu poreclă, nu mi-am amintesc de unde mi-a povestit mie, a avut o iubită înainte care... O chema Serghei și... sau cum? Nu, nu, l-a linta Serghei. Gay, Serghei. Da, da. Era iubit, cred că de asta gay Serghei, de acolo vine treaba cu... Perfect. Mă bucur că relația voastră funcționează în continuare. Și sau... noi ne bucurăm, să știi. De cât timp totuși împreună? 4. Dai, băi, Serghei, cât mai? 3 ani. Bine, măi, dacă tu vrei 3 ani. Eu nu le-am cu cifrele. Perfect. Păi rămâne... ce dată v-ați cunoscut? Ziua voastră. Când ne-am cunoscut? Nu, dar ziua voastră, știi că orice cuplu sărbătorește pe... Nu cred că întrebe asta, chiar nu știu. Noi nu prea avem o zi așa, noi sărbătorim când ne tai capul. Da. Dar în ce lună v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut în decembrie, da. Asta nu mai știu când, în decembrie. Într-o lună de decembrie, știu sigur, la un open mic. Am mai zis-o, gata, e ok, e decembrie era asta. În decembrie. Și stați împreună de atunci și aveți planuri? Nu, stați împreună. 4 ani stăm împreună. De 4 ani, mai. Da, așa, pe 4 ani. Și aveți planuri de viitor împreună? Avem și... Adică să vă căsătoriți, să faceți copii? Serghei, ai grijă, trebuie să ai bani, apropo de chestia asta, da, chiar azi discutam, era o glumă, era o idee de sketch când te întreabă lumea când faci copii. Vrei să joci într-un sketch de-al nostru, dacă tot te anunțam? Au cele mai potrivite întrebări. Da, e perfect. Perfect. Dacă, măcar bucata asta s-o primim pentru sketch, dacă putem. Da. Exact, corect. Și dar nu înțeleg când vă căsătoriți, practic. Păi nu. Anisia, când este, nu știu, stai să te cer în căsătorie, dar nu știu când. Asta e că trebuie să iau cei ineli, sau să-ți bat apropouri, sau amenințări. Să știți că pe oameni nu i-am așezat intenționat pe canapea, pentru că i-am lăsat să se încălzească puțin, pentru că au acceptat cea mai nebună provocare de pe TikTok. Și practic ei o să intre într-o provocare de o să rupă online-ul în două, oh, da? Vreți să vedeți un pic provocarea? Chiar te rog. Vreau să vedeți puțin provocarea pe TikTok, că cei care sunt familiarizați cu TikTok-ul pot să știe. Practic aici, Serghei, tu vei fi în spate, Anisia în față și aveți un pahar de cocktail și, atenție mare... Și trebuie să stăm jos? Da, jos, normal. Anisia a venit și în fustă, îmbrăcată, e ok. E numai și perfect, uite, așa și... Ea trebuie cu adică noi vrem să vedem în 4 ani cât de bine vă cunoașteți, încât tu să poți să bei tot conținutul paharului fără să te pătezi și să poți să pleci de aici la bibliotecă îmbrăcat cu aceleași haine. Pentru că asta aveam de gând. Să plec la bibliotecă după. Dar ce este în pahar, foarte important că... Dar cum se numesc fetele astea? Adică sunt curajoase, adică... Sunt curajoase și noi ne-am gândit că voi puteți să fiți la fel curajoși. Noi am zis să încercăm cu apă, Serghei. Ai, okay, e cu apă, da. Da. Că după aia...
Nu, eu trebuie să-l beau, să știi. Okay. Da, bun, poți să stai liniștită. Sunt okay. De acord, dar chiar perfect. M-a supărat. Deci ne așezăm frumos în mijlocul de... planetoului, da? Aici, Vaniția. Invit aici. Nu, eu pot să mă așez. Nu, el zicea la tine că s-ar putea te invit aici să... S-ar putea să inviți oamenii aici, asta e. Se vede Africa, mai vedeți și voi alte vacanțe. Da, perfect, Vaniția, stai că te pot ajuta, îți dau și haina de pe mine. Băi, da, asta înseamnă host. Asta, vezi, exact. Te așezi, pui haina. Și hai, facem așa, facem deci așa. Așa. Da, Serghei, te rog frumos, da, să preiei. Ai ceva bani în geaca asta? Nu, merge, ok. Atunci iau înapoi. Eu zic să controlezi, Serghei, da, poate da. N-am cer și tu căsătorii. Ține-o paharul. Deci asta e poziția, da? Nu, cer în căsătorii. Acum poți să o cer și de soție. Păi asta am și zis. Dacă m-am pus, ai un inel aici sau am? Da. Deci fii atent. Hai tu așa, astăzi și mai vedem după aia. Fii atent că e poziția bună. Deci numai o secundă. Astea putem considera că-s două pahare de șampanie. Serghei, e momentul pe care Aniția l-așteaptă de mult timp. Vreau să spun ceva. Să știi că i-am rugat să fac chestia asta. Știu, bineînțeles. Este ca un pahar de apă rece, Serghei, dacă mă ceri în căsătorie. Da, să nu-mi dai piste ochi. Hai, așa este. Nu, vrea să o ceri de soție înainte. Știu. Păi trebuie. Cât e ceasul? Serghei, să știi că eu accept. Băi, cât? Am un... Da? Da. Ok, bine, atunci hai să ne așezăm. Hai să facem promă. Da. Ai acceptat, da? Și cum așez eu? Sărbătorim prin asta. Te așez așa, da. Și fac asta ca să nu se vadă... Deci, măruță, chiar poți să mă așez pe... Da, fără probleme. Fără probleme, nicio problemă. Pun asta jos. Așa. Tu ai văzut ce provocare face și ai venit intenționat îmbrăcat în roche. Ai văzut provocarea? Da, am văzut-o. Ok. Pentru că eu n-am văzut-o, de asta zic. Da, a văzut-o? Da, mă, hai, Maniția. Ai pus-o pe jos? Păi nu. Nu era pe jos? Nu trebuie să o pui ca să nu... Deci fii atent, mai arătăm o dată provocarea. Mai avem... Ciuca, ai mă, o pătură pe aici? Fii atent, deci uitați-vă încă o dată. Poziția, Serghei, deci noi filmăm din față. Eu am înțeles poziția mea. Da. Anisia pare că nu înțeles-o prea bine pe ei. Dar eu am și capcanele mele. Și da. Se vedea. Eu credeam ca să nu mă murdăresc în genunchi. Tu ești profesionist acum de... Ai venit cu asta, da, okay. Deci, așa. Perfect. Și eu trebuie să mă așez în spatele tău, da? Da. Spatele meu. Da, așa. Perfect. Păi asta e înălțimea, ok, bine. Ok, perfect, da, ai înțeles cum, da? Da. Țin eu microfonul. Da. Deci, oameni buni, provocarea de pe TikTok astăzi în platoul emisiunii noastre, cu nimeni alta decât Aniția și Serghei. Un cuplu care se iubește de cel puțin 4 ani de zile. Atenție mare, este dovada că vă cunoașteți foarte bine. Okay, da. Dar trebuie să te dragi mai pe spate, Serghei, ca da. Păi nu trebuie să le iei tu, că să scurgă. Așa, hai, Serghei. Mamă mie. Hai, Serghei. Vezi că poți să ai... Serghei. Nu, pune mâna că ai rupt dinții. Da, Serghei, hai. Trebuie să te lași mai pe spate ca să poată să toarne apă. Eu? Mai pe spate, Serghei. Acum, Anisia, hai. Nu, ce faceți, mă? Dai un pic, așa, facem așa. Păi exact, mă, Serghei, exact. Eu știu, dar asta, auleu. Și premiul este de 1000 de euro. 1500. 2000. Vedeți că trebuie să ne dați voi banii ăștia dacă nu reușiți. Păi nu merge. Păi trebuie să lași mai pe spate, Serghei. Eu pot să mă las, dar pare că se dărâmă ea. Păi nu se dărâmă, crede-mă okay. Că are... Cu ocazia asta m-am demachiat în direct. Cum? Nu, hai. Deci, okay. Deci tot asta trebuie să-l bea? Da, exact. Mamă mia. Hai, Serghei. Un pat aveți. Nu, ai văzut, mă, oamenii pe TikTok cum reușesc. Da. Hai. Lasă-te mai pe spate. Eu mă las. Mai, nu te mai mișca. Nu, Anisia, nu-i bine ce faci acum, că se duce Dorin Melo. Ia, la primitul. Nu, stai un pic. Fii atentă. Ascultă-mă pe mine. E ca la fotbal. Eu sunt antrenorul. Pune paharul, era perfect corect. Da? Te lași fără să te oprești. Da. Serghei, tu deschizi gura, paca de apă. Okay. Exact, ia. Cred că nu poți, stai o secundă. Cred că nu poți să-ți întinzi picioarele. Așa, mai. Păi nu s-a golit. Fii atent, întinde-ți picioarele, că se filmează regulamentar. Așa. Ca să poți să stai relaxată. Altă treabă, mă. Altceva. Îți dai seama că acum dacă dă capul pe spate o să mă ajung max aici, nu? Da, acum vreau să vă trebuie să uiteți părinții voștri la emisiune, familia, prietenii. Eu sper că nu. Da. În sfârșit, apă caldă în București. Asta am realizat acum. Perfect. Ok, dar fizic n-am cum să... Băi, trebuie, Serghei, hai. Hai să bem apă. Hai să bem apă.
Ce unde se cobor mai mult? Da, mă. Na, na, deci trebuie făcut invers. Eu trebuie trimis fiu în spate. Perfect, atunci hai să facem invers. Hai să facem invers. Eu cu ideile mele, bun. Da, hai să facem invers. Aici deja mi-era sete. Serghei. Așa, hai să vedem cum te ridici azi. Asta e, oameni buni, am gândit într-o zi de miercuri să vă bine dispune pe noastră cei de acasă și să vă arătăm că provocările de pe TikTok nu sunt tocmai cel mai ușor de făcut. Niciun timp mort în Serghei, să ai grijă să nu ți se vede, să vadă Palestina, da? Da, perfect. Deci acum, Serghei, eu am și dinții în așa, trebuie să nu stea în scaunul ăsta. Pahar. S-ar putea să mai fac. Hai, Serghei. Deci, Serghei, nu este provocarea TikTok-ului. Să fii mai jos, să știi, mă rog. Nu, eu știu să beau, Serghei. Ia. Păi nu, 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 trebuie să iei paharul cu dinții. Nu? Nu, nu. Păi nu, 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 nu cu paharul cu dinții. Hai, hai, stai, păi, tot, 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 păi nu. Mai. Aproape, e ok. Aproape, eu zic. Eu sunt profesionist. Da. Eu zic că totuși a fost aproape bine. Aproape bine. Aproape bine. Cu puțin ajutor din partea mea, cu puțin ajutor din partea mea. Presupun că a terminat și voi o școală, o facultate, tocmai de asta am făcut provocarea asta, că era păcat. Păi la facultate eu așa am intrat, mai întâi cu paharul de apă, știi? Da, haide, luați un loc. Zice altceva. Ok. Ok. Ce ați mai făcut în ultima perioadă? Cum merge treaba? Merge bine. Ca unsă. Ca unsă? Bă, mi-e place mult de Serghei, vezi că e super haios, e foarte tare. Da, da, da. Ai, să știi că are de-a face cu a fi comediant, de obicei, dacă nu ești amuzant, nu prea merge, nu știu. Da, mi se pare că e și complicată treaba asta, știi, trebuie să fii mereu amuzant și comediant de fiecare dată, nu? Trebuie să știi ce vrei, nu trebuie să fii neapărat amuzant. Are momente când e nervos, când e supărat, când nu... Deloc! Nu, cel mai calm de acolo vine porecla, din lume. Da. Da, da. Niciodată nu se enervează. Când cheltui prea mult, niciodată nu se enervează. Când, nu știu, fac pur și simplu, zgârii mașina, niciodată nu se enervează. Asta, băi, zgârii fără să conducă. Deci ți-a dat Dumnezeu într-o meditație. Cel mai bun bărbat. Da, da. Da. Eu, așa zic eu, călugăr... Tibetan. Da, tibetan. Da, sunt cel mai... Foarte bine, foarte bine. Da. Show-uri? Urmează. Probabil de acum, dacă... Adică s-a anunțat că de la 1 iunie, dacă merge un ritm de vaccinare cât mai alert, s-ar putea să se pornească evenimentele private, restaurantele să fie 100% deschise. Da, deci o să avem și o să venim și o să anunțăm. Adică, sperăm să vedem ce vine. De acum, dacă... Bă, noi am mai avut o tură și le-am amânat pe toate chiar și a venit pandemia și... Da, deci cumva până nu o să fim siguri, nici nu mai... multă bătaie de cap cu organizatul până... Până nu se anunță oficial că se deschid cluburile și că se pot face aceste show-uri, n-are rost să anunțați. Exact. Am înțeles că ați petrecut Paștele în familie, la părinții tăi. Da, și a fost foarte bine pentru că eu nu trebuie să gătesc, știi? Și pe mine m-a bucurat foarte mult, e foarte greu în perioada Paștelui, pentru mine cel puțin să gătesc. Eu dacă fac un... Și pentru mine trebuie să mănânc mult. Da, și dacă fac un... Că ești la dietă, nu? Da. Cel mai trist moment. Cozonac? Da. Am mâncat. Da. Dar nu trebuie să spun aici, sper dietă. Să nu se uite la... Bine-ai zis, mă, că ești la dietă și că... Da, se mai întâmplă, ce să fac? Na, pe Instagram și pe Facebook ai zis că te-ai abținut de la cozonac. Păi m-am abținut, dar pe Instagram. În realitate... Și Serghei mă amenință că mă zice, dacă mănânc ceva ofeli, eu fac sportul... Cum sport o cheamă pe instructoare? Gabriela. Gabriela, ești mai cum? Iacob. Mă gândesc că poate sunt oameni care o cunosc pe Gabriela Iacob și pot să îi spună. Așa, exact. Sperăm să nu, că... Eu când mai fac sportul online, Serghei stă în spatele monitorului și zice, să știi cât îi spun, că ai mai mâncat niște spagheti și nu știu ce. Pentru că o întreabă tot timpul. Și ce ai mâncat? Și ce ai mâncat? Cartofi, nu? Prăjiți? Dar atât ai mâncat, da? Ok. Da, da, da. Minte, nu? Da. Mai minte câteodată, ce să zic. Minte. Câteodată, da. Și a fost câteodată, practic, Serghei a fost la socri. Da, dar nu e prima oară când... Și trebuia să mergeți și la părinții voștri? Nu, pentru că noi suntem catolici, eu, cum ar veni, și noi am avut Paștele cu o lună sau ceva genul ăsta. Și... Păi și nu trebuia să plecați în ziua de Paște, a stricat mașina ceva? Da. A, cu o zi înainte a stricat mașina și n-am mai plecat nicăieri. Da, deci mașină foarte bună, românească. Da, asta înseamnă să ai un Paște liniștit. Cumva au fost, un scop, o treabă. Deci nici eu nu mi-am luat laptopul. Deci au fost un Paște, am auzit doar câmpul cri. Și greierii. Ba da, să știi, chiar ne-am relaxat. Cred că dacă aveam mașină, trebuia să ne fâțim din stânga în dreapta, așa. Am stat în câmp sau ce, unde stă tata acum? Nu e chiar câmp. Așa, păsărele, am ascultat greierii, deci chiar a fost relaxant. Chiar cred că s-a stricat mașina doar ca să ne mai relaxăm și noi. Asta e bine, oamenii vă pot căuta pe Facebook și pe Instagram. Știu că aveți conturile asociate, Anisia și Serghei. Și Serghei și Anisia pe YouTube și Anisia și Serghei, nu. Exact invers erau, da. Mă rog, suntem acolo, Serghei și Anisia pe TikTok și Facebook, Anisia și Serghei pe YouTube și Instagram.
Perfect. Să aveți succes și când încep concertele, spectacolele. Doamne, vă așteptăm să veniți să povestiți. Da. Sunteți foarte faini împreună, serios. Vă mai așteptăm. Să știi că ne uităm la podcastul tău. Da, chiar la asta m-am uitat. Deci dimineața am pornit de la părinții mei din Iași, de la 6 dimineața chiar am ascultat în continuu, numai foarte tare. Serios, serios. Ne-a plăcut maxim. Perfect. Mersi mult de tot. Mă bucur.